primul anunț înainte de încheierea campaniei electorale. Vă spune că îmi pare rău. Îmi pare rău pentru familia mea, pentru copiii și nepoții mei, care au fost hărțuiți, care au fost batjocoriți. Îmi pare rău pentru Nicușor Dan și Gabriela Firea, cei care și-au făcut calcule politice privind retragerea mea din competiția electorală. Îmi pare rău pentru toate ofertele care mi s-au pus de a renunța la această bătălie electorală. Îmi pare rău pentru partidul pe care astăzi îl reprezint. Reprezint și l-am reprezentat cu cinste Partidul Umanist Social Liberal, Căluțul, care a făcut valori în București și a făcut valori în țară. Dar la un moment dat trebuie să te gândești la viitorul tău, la mai binele bucureștenilor. De-aia astăzi vă anunț, cu regret pentru unii, dar cu fericire pentru alții, au dat toți joia retragerii lui Cristian Popescu Piedone. Nu, Cristian Popescu Piedone nu se retrage. Cristian Popescu Piedone merge la bătălie. Cristian Popescu Piedone va fi viitorul primar general al capitalei, contrar tuturor intereselor politice la care am fost supus, amenințat, batjocorit, ofertat. Dumneavoastră, cetățenii ai Bucureștiului, vă luați sau nu București înapoi. Depinde doar de voi să fiți slugi în continuare politice, să folosim banii public doar pentru interesele, da, interesele partidelor astăzi, pseudo-alianțele care v-au vândut candidați falși, v-au vândut ceea ce dumneavoastră a sperat. Au aruncat alegerile locale și au umbrit ceea ce trebuie să reprezinte România în comunitatea europeană, Parlamentul European. Ați auzit pe cineva astăzi în această campanie decât de Piedone, decât de Simion Aur, iar cei care trebuia să primească laudațium, Gabriela Firea, un fost primar, Nicușor Dan, un fost primar, mi-au rămas câțiva bani în contul de mandatarului financiar. Le voi plăti biletul pentru relaxare. Să-ți povestească cât de bine au condus spre dezastru Bucureștiul. Am 12 puncte în contractul meu cu bucureștenii. Al literea mă voi ține de aceste puncte. Dumneavoastră, de dumneavoastră depinde. 9 iunie, Partidul Umanist Social Liberal, Căluțu, votați Cristian Popescu Piedone, care va dormi în stradă pentru dumneavoastră, nu în cancelariile de partid, să zic, să trăiți, serveți patria, nu serveți pe nimeni, decât pe dumneavoastră. Cristian Popescu Piedone, doamnelor și domnilor, făcând anunțul momentului, nu se retrage din cursa pentru...